Sinaxar În luna octombrie, în ziua a treia, facem pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Dionisie Areopagitul. Acesta, întrecând pe toți cu bogăția, cu slava, cu mintea și cu înțelepciunea, era unul din sfetnicii Areopagului, dar fiind convins de Marele Pavel, s-a botezat și a fost hirotonit episcop fiind învățat tainele cele de negrăit și dumnezeiești de înțeleptul Ierotei, a lăsat și cărți minunate și foarte înalte. Însă acest Sfânt Dionisie, și tipicul bisericeștii orânduiel, după aceea s-a dus spre părțile apusului, pe vremea împărăției lui Domitian, și arătând multe minuni, i s-a tăiat capul în cetatea Parisului. Și primindu-și capul în mâinile sale, a umblat două mile de loc pe picioarele sale, făcând ca să se minuneze cei ce îl vedeau și nu l-a lăsat până nu s-a întâlnit cu o femeie, anume Catula. Și apropiindu-se din dumnezească pronie, l-a pus în palmele ei ca un odor. Așișterea și ucinicii săi, rustic și elefterie, tăindu se capetele, și aruncându se trupurile împreună cu mucenicescul trup al Sfântului Propovăduitor ca să-l mănânce fiară cele sălbatice și păsările. Oarecare că din le-au luat și le-au ascuns pentru frica ce era atunci de ucigători. Și după ce s-au dus aceia, le-a așezat fericita Catula într-o casă la trei ale lunii octombrie. Era la statul trupului om de mijloc, uscățiv, albeneț cam galben, puținel cam scobit la nări, cu sprâncenele dese, cu ochii adânciți și cu urechile mari, cărunt, păros, cu barba cam lungă și rară puținel, cam pântecos, degetele mâinilor lungi. Și se săvârșește soborul lui în preasfânta și marea biserică. Tot în această zi, Sfinții Mucenici, Rustic și Lefterie. Tot în această zi, Sfântul Mucenic Teoctist. Tot în această zi, Sfântul Mucenic Dionisie și cei cu dânsul, opt Mucenici. Acesta a fost pe vremea împăraților Valerian și Galien, și fiind adus către guvernatorul Emilian, și nesupunându-se legilor. L-au trimis undeva la urgie. După aceea l-au tras la popor și l-au împroșcat cu pietre, pătimind mai mult decât cele ce pătimise mai înainte din partea lui Deciu în Libia. Deci, închizându-l într-un loc sec, cu Faust și cu Gaius, și cu Petru și cu Pavel, și cu ceilalți patru care, suferind cu el 12 ani, s-au săvârșit în bună mărturisire tot în această zi, Sfântul Mucenic Teagen. Tot în această zi, Sfântul Mucenic Teotechi. Tot în această zi, Preacuviosul Părintele nostru Ioan Hozevitul, Episcopul Cezarei. Acest Sfânt Părinte al nostru Ioan a fost Tibeu din țara Egiptului. Deci, primind de la moșul său îngerescul chip al monahilor și luând iertare de la bătrânul, s-a dus la sfintele locuri la Ierusalim. A lepăda soborul din Calcedon și de biserica sobornicească se depărta pe sineș, dar voind a se închina cinstitei cruci și oprit fiind a se apropia, i s-a părut că de glas că cei ce nu fac parte din biserica sobornicească sunt nevrednici de închinarea crucii. Trezindu-se dar, s-a apropiat de biserică, apoi iarăși s-a întors la moșul său și fiind iertat iarăși de către bătrânul, a ieșit din mănăstire. Și aflând într-un loc răpos și cu nevoie o mică peșteră a locuit în ea, hrănindu-se cu mugurul copacilor de acolo. Pe acesta vrând Dumnezeu să-l slăvească, l-a vădit așa. Oarecare care Anania? Sihastru mare și vestit locuia în acele locuri. Deci a fost adus un copil îndrăcit al unui om bogat la acest om mare. Copilul era bântuit de duh necurat și acela nu l-a primit, ci de smerenie mare, sfântul acesta, îi înșelă ca să meargă mai înăuntru pustiei să caute pe Ioan egipteanul. Deci aici, fiind trimiși, aflară pe cel ce căutau și spunându-i cu ce treaba au mers, întâi s-a apărat că face rugăciune. Apoi, supărându-l, a făcut și a zis către demon. În numele lui Isus Hristos, Duh necurat, nu eu, ci Anania, robului Dumnezeu, îți poruncește să ieși din copil. Acestea auzind Duhul cel necurat de la Sfântul, în data a ieșit și copilul s-a făcut sănătos. Și făcându-se prin minunea aceasta vestit, se supuse și fără de voie a, și a primit hirotonia ca episcop al cezarei. Și neputând a petrece acolo viața cea pusnică și fără gâlceavă, a lăsat cezareia și iarăși s-a dus în pustie dar nu s-a putut ascunde de un plugar care, având și el un copil ce era bântuit de duhul necurat, l-a pus într-o coșniță și, acoperindu-l cu buruieni, l-a pus lângă ușa sfântului și s-a dus în lături. Deci, plângând copilul și sculându-se sfântul și văzându-l, a cunoscut pe duhul cel necurat ce locuia în trânsul și gonindul l a tămăduit pe copil. Acest fericit Ioan, auzind de un oarecare sihastru vestit, anume Marcian, dorea să-l vadă. Dar, de vreme ce el făcuse jurământ ca să nu mai iasă din peșteră, măcar de vrea ai urma nevoie mare și neapărat, ca să nu se poată mântui, legându-se el însuși cu cuvântul, nu putea să dezlege acea legătură. Deci, socotiți ce lucru minunat a făcut. Și aici pronia lui Dumnezeu, care toate le vede. Îngerul, luând pe sus pe marcian din chilia lui, fără clinteală l-a pus în peștera fericitului Ioan. Deci împreună fiind amândoi și sărutându-se unul cu altul și săturându-se unul de altul de duhovnicească vorbire și alcătuind fericitului Ioan cuvântul cel de-apoi de mulțumire, zicea așa... Slavă Sfântului Dumnezeu, care m-a învrednicit a vedea pe doritul meu marcian. Fără veste răpit fiind marcian de înger, s-a făcut nevăzut dinaintea ochilor fericitului Ioan. Însă aceasta a băgat pe Sfântul la multe gânduri și se îndoia luptându-se cu gândurile și călcându-și legătura, a ieșit din peșteră și purcese pe cărarea care mergea la chilia lui Marcian, pentru că se spăimântase de mărirea minunii, socotind să nu fi fost vrănălucire ceea ce se făcuse. Deci, dacă se duse și auzi pe cuviosul Marcian chemându-l pe nume și înțelegând fericitul lui Ioan cum a fost pricina venirii sale, se bucura cu inima și se veselea. Drept aceea, iară sărutându-se unul cu altul și mulțumind lui Dumnezeu, s-a întors la locașul său. Acesta a gonit mulți demoni din oameni și a tămăduit și boli fără de leac. Și a făcut de a izvorât și ape prin multe locuri. Și de multe ori, ploi din cer a coborât prin rugăciunea sa și alte multe semne prin trânsul a făcut Dumnezeu. Și după acestea, cinstitul său suflet, într-o bătrânețe bune, cu pace lui Dumnezeu l-a dat. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.